Mulțumesc. Prin intermediul dumneavoastră astăzi, mă adresez celor peste 700.000 de membri ai Partidului Social Democrat, milioanelor de simpatizanți social-democrați și românilor. Partidul Social Democrat are cea mai performantă guvernare, cu cele mai bune măsuri economice și sociale care încep să se vadă în viața românilor în fiecare zi. Toți colegii mei din Biroul Permanent Național au solicitat continuarea guvernării cu guvernul condus de primul ministru Victor Ponta, alături de aliații noștri, UNEPR prin președintele Gabriel Oprea și ALDE prin copreședinții Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin. De altfel, la ședința biroului permanent a participat domnul președinte Gabriel Oprea, care și-a reafirmat susținerea totală pentru continuarea guvernării împreună cu Victor Ponta, prim-ministru. Și, de asemenea, legat de realitatea începând cu ziua de astăzi, cu președinte interimar al Partidului Social Democrat, în persoana mea. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei care au participat astăzi la ședința biroului permanent pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a asigura interimatul președinției Partidului Social Democrat și vreau să vă spun că pentru mine este o mare onoare. Doresc să vă asigur în continuare că la următoarea reuniune a liderilor politici ai Partidului Social Național, săptămâna viitoare în cadrul Comitetului Executiv, vom asculta opiniile fiecăruia dintre liderii noștri în ceea ce privește ce avem de făcut pe perioada verii, de continuarea guvernării și a măsurilor pe care trebuie să le luăm. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările de la dumneavoastră. Niciunul dintre colegii mei nu au cerut să fac un pas înapoi și să renunț la calitatea de ministru. Au fost două opinii ale colegilor mei în cadrul discuțiilor care au avut loc în biroul politic permanent. Domnul președinte, la Comitetul Executiv vă veți depune și dumneavoastră candidatura, pentru că înțelegem că până atunci veți fi președinte interimar. Ce veți face după? Vă doriți în continuare să coordonați, să conduceți activitatea PSD? Îmi asum responsabilitatea de a-mi depune în fața tuturor colegilor noștri, liderilor noștri din teritoriu și național, dorința de a continua interimatul ca președinte al PSD până la organizarea congresului, congres care va fi decis de către Comitetul Executiv Național. Și că dumneavoastră ați spus că nu vă doriți un congres mai devreme de toamna anului viitor. Dar cum veți ieși din acest timp, să spun? Conform statutului în cadrul Comitetului Executiv Național se va reglementa această situație. În calitatea dumneavoastră actuală, luați în calcul și faptul că, printre altele, s-ar putea unifica această capitală a României, în sensul că din 7 primării, 7 administrații, 7 grești, 7 cum vreți să le spuneți, să facem și noi o capitală cum au toate statele din lume. Condusă de un singur primar, evident că nu domnul Oprescu, un primar ales, care să pună ordine în capitala asta în care fiecare face ce vrea cum vrea.
Bucureștiul este o capitală europeană, Bucureștiul are toată susținerea guvernului pentru a putea să se dezvolte, astfel încât toți bucureștenii, cât și cei care vizitează Bucureștiul, fie că vorbim de români, fie că vorbim de cei care sunt străini, să se bucure și să se simtă bine, așa cum ne-am obișnuit de ospitalitatea pe care românii o au. Și sunt convinsă că vom lua cele mai bune măsuri, astfel încât acest lucru să se întâmple. Primăria Bucureștiului are tot sprijinul guvernului pentru a putea lua măsurile și deciziile pentru dezvoltarea orașului. Doamna președinte, eu vorbesc de unificarea capitalei. Vreau să vă spun... Am morcit în șapte. Deci, fiecare face ce vrea. Deci eu nu am analizat până în acest moment această propunere pe care o voi analiza și îmi voi spune punctul de vedere, dar împreună cu cei care au expertiza și experiența pe administrația publică locală, mai ales atunci când vorbim de capitala europeană București. Mulțumesc! Ce măsuri ministerului după ce un copil cu dizabilități a fost legat de o ușă sau un centru din sectorul 6? Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost prezentă ieri prin corpul de control alături de Inspecția Socială. S-au luat măsurile administrative și înțeleg că s-a făcut plângere penală. O altă măsură pe care am discus-o este aceea de a începe o verificare amplă în toate centrele în care sunt protejați, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de adulți, fie că vorbim de persoane cu dizabilități. Astăzi, în ședința de guvern, domnul prim-ministru Victor Ponta mi-a cerut în mod expres să fac o verificare a tot ceea ce înseamnă clădiri administrative și altele care, conform legii 448 din 2006, prevede realizarea, construirea rampelor necesare persoanelor cu dizabilități și, pe cale de consecință, mâine voi dispune și acest control. Vreau să vă spun că până acum nu am stat așa, au mai fost făcute controle de către Inspecția Socială în toate centrele, eu am fost personal acolo, sigur că există astfel de întâmplări față de care suntem responsabili și cred că trebuie să lucrăm mai mult pe cauză și mai puțin pe efect, pentru că nu trebuie să așteptăm să se întâmple astfel de situații. De aceea, legea va trebui să fie modificată acolo unde componenta de intervenție pe prevenție trebuie să fie mult mai clară și vreau să vă asigur că avem toată susținerea, astfel încât măsurile necesare, inclusiv din punct de vedere financiar, să poată să fie aplicate și implementate. Regret ceea ce s-a întâmplat, dar nu am stat așa, s-a acționat cu fermitate imediat. Înțelegem că domnul Dragnea a spus în această ședință de BPN că analizează până la ce, dacă rămâne sau nu coordonatorul politic. Dumneavoastră veți avea o discuție cu domnia sa, e bine să renunțe la această funcție? Doamna Diana Lază, eu sunt obișnuită de 21 de ani de când activez în acest partid să fiu un om al echipei. Sunt alături și știu că îmi sunt alături toți colegii, pentru că partidul acesta de fiecare dată când a trecut prin momente grele a lucrat în echipă și a fost foarte unit. Avem nevoie fiecare dintre noi de expertiza și experiența politică a celui de lângă noi. Așa că eu cred că această misiune pe care am primit-o și pe care, cu sprijinul colegilor mei și în cadrul Comitetului Executiv, o voi putea duce la îndeplinire, dar cu ajutorul celor care sunt lângă noi. Dar ați avut o discuție cu domnul Dragnea după ce au fost acele declarații în care practic spunea că PSD-ul nu are un președinte după ce s-a discutat despre prelungirea interimă? Am avut o discuție cu domnul Liviu Dragnea și ne-am lămurit. Discuția dintre mine și domnul Dragnea nu este o discuție publică. Vă mulțumesc!
Doamna președintă, este oarecum inedit pentru PSD ca un simplu membru de partid să dețină puncte de premier. Până acum, în general, liderii partidului au deținut puncte de premier. Ca care să înțeleg că poziția domnului premier Victor Ponta depinde de susținerea politică. Ce condiții ar trebui să îndeplinească domnul Victor Ponta pentru a beneficia în continuare de susținerea politică a PSD-ului și a celorlalte partide din coaliție? Conform statutului, domnul prim-ministru Victor Ponta este vicepreședintele Partidului Social Democrat în calitatea sa pe care o are de prim-ministru. Toți cei care reprezentăm astăzi coaliția la guvernare, PSD, UNPR și ALDE, susținem pe domnul Victor Ponta ca prim-ministru al Guvernului României. Necondiționat. Este un lider incontestabil care a dovedit până acum că se poate impune și aduce o altă viziune, un alt model de creștere sustenabilă și de măsuri sociale versus măsurile de austeritate pe care le-am simțit cu toții pe vremea guvernării PDL.